Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou webinar marca Admiral Markets. Alin Vlad mă numesc și astăzi voi fi gazda dumneavoastră. Vă rog, înainte de toate, să-mi confirmați că se aude și că și vedeți ecranul de prezentare. Perfect, putem merge mai departe. Mulțumesc pentru confirmări. Cum spuneam, acest webinar are un caracter informativ, nu reprezintă o recomandare sau un sfat de tranzacționare pentru niciun instrument. Nu există și nu este oferită nicio garanție că informațiile prezentate sunt complete sau exacte. Este strict părerea subiectivă a mea și nu reprezintă un punct de vedere oficial al Admiral Markets. Mergând mai departe, astăzi avem o zi plină pe calendarul nostru macroeconomic, însă până să ajungem la acest lucru, voiam să amintesc că ieri a avut loc o întâlnire între viitorul președinte al Statelor Unite și actualul președinte al Federației Ruse. Au discutat, s-au felicitat reciproc, au spus că își doresc să existe o relație de colaborare între țări și popoare, în fine, ceva mai mult de show decât palpabil. Însă rămâne să vedem în viitor dacă relațiile se vor păstra așa cum par a fi la momentul acesta, adică să fie cât de cât strânse. Știm foarte bine că în ultima perioadă și în mandatul lui Obama, în special, relațiile cu Rusia s-au înrăutățit destul de mult, chiar abrupt, și putea spune, rămâne de văzut dacă domnul Trump ar putea reuși ce nu s-a reușit în ultimele două mandate. În regulă, să trecem peste acest moment. Și voiam să încep nu cu indicii care au făcut noi maxime, ci cu petrolul, care a coborât zilele acestea către puncte pe care le-a mai atins cu multă vreme în urmă. Și mă refer la faptul că evenimentul important al acestei luni va fi pe data de 30 noiembrie, când se vor întâlni membrii OPEC pentru a finaliza discuțiile privind reducerea producției de țiței la nivel mondial. Ei bine, o situație în care nu s-ar ajunge la o înțelegere ar aduce o scădere a prețului barilului de țiței spre minime, pe care le-am mai atins, observăm și în iulie, când a fost sub nivelul de 40. Nu mai punem la socoteală ce s-a întâmplat la începutul anului, când a ajuns în zona de 28. Nu cred că va mai ajunge chiar în zona respectivă, însă nu se știe niciodată. Oricum, o înțelegere între aceste țări ar putea avea loc, însă, după cum am observat și la, să spunem, conferințele trecute, când se tot anunțau că s-a semnat acea înțelegere, că a avut loc o înțelegere verbală și mai departe, de fiecare dată a căzut. La fel, s-ar putea întâmpla și acum, chiar dacă este mult așteptata întâlnire aceasta și cea adevărată, să spunem așa, între ghilimele, ei bine, lucrul acesta e posibil să afecteze destul de mult prețul petrolului. În orice caz, în perioada aceasta, piața la asta este mai degrabă acum conectată și asta așteaptă această întâlnire. Victoria lui Trump nu a avut niciun efect direct asupra acestor instrumente financiare. Au fost oarecum neutre la acea victorie. Ei bine, după cum spuneam, petrolul tinde să corecteze până în minimele respective. Asta ar însemna să revină undeva, cum a și coborât ieri, până în zona de
sub 40, însă asta vom vedea ce se va întâmpla pe parcursul acestei perioade. Cel puțin astăzi am observat că a început să recupereze și se îndreaptă din nou către un fost nivel de rezistență la 44-53, pe care cel mai probabil îl va atinge pe parcursul acestei zile. Oricum, lucrul ăsta va fi influențat și de știrile ce vor avea loc pe parcursul zilei și o să ajungem să discutăm și despre ele acolo, în special cele din Statele Unite. Mergând mai departe, o să sar de la petrol la liră, pentru că s-a mișcat destul de bine zilele acestea, după ce a recuperat foarte mult până în zona de 1.26. Ieri și chiar și azi își păstrează trendul. A corectat ieri în interiorul acestui canal până în zona de 1.24.6. În momentul acesta, să zicem, stabilindu-și un range în zona de 1.24.8, în care se află și în momentul acesta, cu suport local la 1.24.63. Cel mai probabil va continua în zona aceasta să se miște. Pe liră, așteptăm astăzi date importante de notat la ora 11.30. Rata inflației se așteaptă să crească la 1,1%. Este cea mai ridicată, ar fi cea mai ridicată valoare din ultimii 2 ani, dacă stăm să ne uităm. Nu am mai fost la acest nivel din 2014. Rămâne să vedem dacă se va confirma acest lucru. În cazul în care nu se va confirma, n-ar fi foarte bine pentru lira. Cel mai probabil însă va fi respectată, dacă tot s-a anunțat această cifră, cel mai probabil va fi respectată și vom vedea ceva ok pentru lira. Mergând mai departe, tot pe calendarul nostru economic, haideți să vedem și graficul de GBP/USD, să vedem cum arată el, dar și euro-GBP, care s-a mișcat foarte, foarte ok zilele acestea. Am observat mișcările și din timpul alegerilor și de după alegeri. Observăm că a revenit în zona de 0.86, după ce se dusese deasupra zonei de 0.90. Hai să mergem pe H1 totuși. Și a format un suport local la nivelul de 0.85. 8 aproximativ. Se află, observăm, într-un range în momentul acesta. A fost destul de stabilă și așteaptă momentul în care să spargă. Chiar acum observăm că s-ar îndrepta ușor către zona de 0.86-38, pe care dacă ar străpunge-o și ar corecta din această mișcare, am putea să, în primul rând, acest nivel, dacă l-ar sparge, am putea să vedem din nou lira deprecindu-se față de euro până în zona de 0.86.8, adică primul nivel de Fibonacci. Ok. Spuneam de următorul eveniment ca importanță al zilei și ca și ordine cronologică. Pe zona euro, German Sev Economic Sentiment, la ora 12, vom vedea cum stă încrederea investitorilor. Impactul însă, cel mai probabil, va fi unul scăzut. Nu va fi atât de puternic ca pe rapoartele privind inflația de pe Marea Britanie. Cel mai important, ce spuneam mai devreme și despre petrol, pe Statele Unite se așteaptă
să se publice vânzările de retail. Toată atenția va fi îndreptată către această zonă după ce trecem de partea de Europa, precum și comentariile guvernatorului Fed, Daniel Tarullo, care vorbește imediat după acest lucru. De asemenea, vicelui Stanley Fisher și de asemenea președintele sucursalei din Boston, dacă nu mă înșel, va discuta, domnul Rosengren. În orice caz, dacă își vor păstra retorica hawkish pe care au avut-o de-a lungul timpului aceste trei persoane, cam știm ce se va întâmpla. Se va păstra un trend pozitiv pentru dolar. Asta însemna o depreciere a euro-dolarului. În momentul acesta, euro-dolarul se tranzacționează la 1,078 cu un minim pe care l-a atins ieri la 1,07090. Îl putem vedea, cum spuneam, chiar mai jos de această valoare, în momentul în care, unul, se vor publica datele privind vânzările din Statele Unite, doi, pe discursul celor trei. Ne-ar putea da, să spunem, un indiciu a ceea ce toată lumea așteaptă și ceea ce posibil să se întâmple în luna decembrie, respectiv creșterea ratei de dobândă, să vedem dacă va avea loc sau nu. Mergând mai departe și rămânând pe zona de Statele Unite, voiam să discutăm despre USD yen japonez, care a revenit la noi maxime pe care le-a mai atins în urmă cu 9 luni. Iar în momentul acesta, după ce a atins aceste niveluri, a revenit până în zona de 1,0782, acum aflându-se la 108-110, deci deasupra nivelului de 108, care este un nivel destul de important din punct de vedere psihologic pentru participanții la piață. Îl putem observa astăzi, tranzacționându-se în această zonă, cel puțin până la aceste nivele. Mă refer la un maxim de 108,53 și un nivel de suport la 107,82, despre care am discutat mai devreme. Ok. Mai voiam să discutăm rapid despre ceva metale prețioase și ulterior pe partea de indici foarte rapid. Aurul, observat zilele acestea revenind sub zona de 1250, ba chiar coborând sub 1220, până într-un minim la 1210 aproximativ, nivel pe care nu l-a mai atins din mai și unde pare să se îndrepte să recupereze practic toată mișcarea aceea începută la sfârșitul lunii mai, respectiv nivelul de 1200. Cum pare poziționat acum? Pare să se îndrepte în acea zonă. Însă, la fel de bine, dacă ne uităm pe RSI, s-ar afla sub zona de 30, ceea ce ne reprezintă faptul că se află în supravânzare, și observăm chiar în momentul acesta o străpungere a acestei zone, de jos în sus, ceea ce pentru noi ar fi un semnal bullish. Însă, trebuie să avem și o confirmare a acestui lucru, să vedem dacă el va străpunge și această zonă de 50, însă cu o confirmare
să spunem, puternică pentru a putea să revină din nou în zona de 1260, la care se afla anterior săptămânii acesteia. De la aur vom merge, spuneam, la indici. Da, ok. Haideți să vorbim și despre euro GPI, pentru că am discutat despre USD yen japonez. Să văd dacă e pe aici, dacă nu îl voi căuta. Să vedem cum arată acesta, cel mai probabil aceleași mișcări și aici ca și pe dolarul american yen japonez. Din nou, la acest moment se află la un nivel de rezistență de la 116,55. Observăm că este și o linie de trend puternică pe care se află prețul nostru. De asemenea, aici putem să spunem că identificăm și o formațiune, ar putea fi un triunghi, însă cel mai degrabă este doar un trend ascendent care pare să se continue. Asta în cazul în care nu va respinge din acest nivel. În cazul în care ar respinge, ar coborî până la baza acestui trend la 116,2, cel puțin ca nivel local. Da, asta ar pare că face în momentul acesta, pare că respinge din acea zonă. Ar putea să revină până în linia de trend și ulterior trebuie să așteptăm să vedem dacă coboară sub ea, însă cel mai probabil pare a fi un trend destul de puternic și destul de bine respectat. Mergând pe partea de indici, pe Dow Jones am discutat ceva mai devreme că se află la maxime. Voiam să merg pe un indice asiatic și să observăm faptul că Nikkei-ul se află în acest moment la o zonă de rezistență, la 17.700, pe care încearcă să o străpungă după ce a stat foarte mult sub această zonă, respectiv tot anul acesta. Să vedem dacă va încheia anul 2016 deasupra nivelului de 17.700. Posibil, posibil să o străpungă, însă va trebui să urmărim. Săptămâna aceasta și săptămâna trecută a recuperat destul de bine. Vom vedea dacă va păstra trendul și va reveni deasupra acestui nivel sau îl va încheia sub acesta. Voiam să mai discut despre dolarul australian și cu asta voi încheia, respectiv AUD-USD-ul, care se află în acest moment într-un loc destul de bine fixat, a atins nivelul și a setat nivelul de suport la 0,7523. În momentul acesta prețul este 0,7554. În cazul în care el va respinge, cum observăm că încearcă de ceva timp, respectiv și ieri și astăzi încearcă să se desprindă de acest nivel și să se îndrepte spre zona următoare. Asta ar însemna primul preț țintă 0,7589, 0,7590 ca țintă locală.
Ulterior va trebui să urmărim dacă ar putea să ajungă chiar mai sus. Însă, cel mai probabil astăzi va rămâne deasupra acestui nivel de 0,7523. Asta în cazul în care nu vin date mult prea bune pe dolar încât să coboare sub această zonă, ceea ce ar însemna să se ducă până în pragul imediat următor, adică la 0,7458. Ok, asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de pip și în favoarea dumneavoastră. La revedere!